Îi spunem bun venit părintelui Visarion. Bună dimineața, părinte. Să rămână, părinte. Aproape miezul zilei. S-a cam dus dimineața. Între dimineața și noi suntem încă cu bună dimineața. Discutăm, mă, părinte, în această dimineață, în această zi, despre Sfânta Taina Botezului, acest moment religios extrem de important pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea să începem discuția prin a vă întreba ce înseamnă, de fapt, Taina Botezului. Păi este poarta de intrare în creștinism. Practic devii creștin după ce ai fost botezat. Dacă nu primești botezul, e aproape imposibil să devii creștin. În felul acesta, omul care acceptă să fie botezat sau copilul a cărui părinți acceptă să fie botezat, acest copil, intră practic în comuniune cu biserica creștină, din care va face parte toată viața, dacă va voi. El se poate răzgândi pe parcurs. Un copil care crește și, cum spunea cineva, zice, și asta ce înseamnă că îl condamnăm să fie creștin? Nu, el va decide mai târziu ce va putea să facă, dacă să rămână creștin sau să renunțe la viața de creștin. Practic, botezul a fost instituit, să spun, chiar din timpul vieții lui Iisus. De aceea noi avem tradiția aceasta a scufundării în apă, după modelul pe care chiar Iisus l-a făcut când a fost scufundat în apa Iordanului de Sfântul Ioan Botezătorul. Și practic din acel moment noi am început, după cuvântul lui Iisus, care zice la un moment dat, cine nu se naște din apă și din Duh nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Deci practic de acum 2000 de ani noi am practicat această formă de botez prin întreita afundare în apă, care creează și acum destul de controverse, pentru că părinții sunt speriați ca bebelușul să nu pățească nimic în momentul botezului, în momentul slujbei, când este introdus în cristelniță. Da, există o fobie care, cred eu, nejustificată, pe care poate și colegii de-ai dumneavoastră din presă au exagerat-o puțin. Este vorba de un accident care s-au petrecut, nu neapărat legate de momentul botezului. Am înțeles că cel de la Iași, în urma anchetei procuraturii, s-a stabilit că nu din cauza botezului s-a întâmplat acel accident, ci a fost... Dar este o teamă așa a părinților. Păi este o teamă, de ce? Pentru că se produce un vizual, se produce un pic de, zice, o violentare a copilului. O panică, dar, așa, Așadar, dacă preotul este un om pe care tu îl cunoști, ai încredere în el, îți explică de la început cum se va întâmpla fenomenul, sigur nu vei avea de ce să te temi. Haideți să le explica și nouă cum se întâmplă. Explic lucrul acesta. În primul rând, este foarte important să ai un preot de familie. Așa. Deci nu poți să te duci în orice biserică și să întrebi ca la tarabă cât costă botezul și să te înscrii să faci un botez. Mi se pare lucru fundamental și de bun simț să ai un preot de familie cu care să vorbești, cu care să-ți explice ce înseamnă botezul, și în momentul în care ai făcut acest pas cu preotul de familie, procedeul este următor. Preotul explică părinților, viitorilor părinți care vin să-și boteze copilul, le explică procedeul. Cu mâna stângă acoperim fața copilului pentru 3 secunde, cu mâna dreaptă ținem copilul de spate într-un fel foarte delicat. Am botezat zeci de copii, procesul este extraordinar de delicat și copilul practic este pur și simplu purtat cu multă atenție până în momentul scufundării. Mi-am botezat inclusiv copiii mei. Eu i-am băgat în apă. Deci, fără, dacă mi-ar fi fost teamă sau dacă aș fi știu că este un procedeu greșit sau periculos, în niciun caz nu mi-aș fi expus cei 3 copii la ceva ce le-ar fi putut face rău. Sigur că, știind pe preot și știind cum se întâmplă procedeul, nu mai ai de ce să te temi, pentru că mâna stângă presează fața copilului, nasul și gurița, în așa fel încât în 3 secunde, când copilul trage aer în el, îi ții pur și simplu nasul și gurița în cele 3 secunde cât durează botezul, imersia în apă. Nu are ce să se întâmple, nu există nicio atenționare medicală în acest sens. Sigur, sunt preoți care dintr-o grabă sau poate dintr-un deficit de neatenție sau, eu știu, de proastă deprindere, nu acoperă fața copilului cu mâna,
nu blochează căile respiratorii ca să nu intre apă și bagă copilul cu fața direct în apă. Ceea ce este un procedeu greșit și se întâmplă atunci când ne nimerim în orice biserică, în orice moment și nu cunoaștem preotul respectiv, care poate să fie un preot, de exemplu, de la țară, unde nu prea sunt botezuri. Nu prea se fac botezuri. Preotul acela poate nu are o experiență prea bogată în a face botezul corect. Există un botez corect care se face fără a expune deloc copilul niciunui pericol. Deci, practic, botezul durează 3 secunde. Se botează robul lui Dumnezeu, îi spune numele, în numele Tatălui, îl scufunzi odată, al Fiului și al Sfântului Duh, cu amin între ele. 3 secunde. Pe ceas vă spun că acest proces durează 3 secunde. Nu are copilul, nu are cum să îi se întâmple ceva. Și sigur că oamenii sunt un pic așa timorați. Au participat odată la o slujbă de botez 3 francezi la noi, la biserică, și în momentul în care am băgat copilul în apă, sigur că francezii au început să spună quel barbarie, ce barbarie, adică cum copilul după ce a ieșit din apă a început să plângă, ceea ce este firesc, nu neapărat de vreo durere, ci pur și simplu simte apa pe corp și din pricina aceasta el începe să plângă. Și le-am explicat atunci dintr-o învățătură a bisericii. Botezul este o naștere, practic. O a doua naștere. Din duh. Dacă copilul se naște, trupește din mama lui, spiritual, copilul se naște în împărăția lui Dumnezeu, ca și creștin, din apa cristelniței. Și ați văzut că și la naștere plânge. Și am spus francezilor, ați participat vreodată într-o sală de nașteri? Ați văzut cum trage medicul copilul din uterul mamei? Ați văzut cum mama se chinuie și depune un efort să facă lucrul acesta? Și cât de fericită este când își aude primul plânset al copilului? Deci e un proces care este într-adevăr un proces greu și acolo dacă particip, sigur o să exclam ce barbarie. Pentru că e foarte grea o naștere a unui copil și dacă participi o să vezi pe viu ce înseamnă acest procedeu. Ei, botezul se aseamănă cu nașterea. Despre botez vom discuta imediat și după pauză și vrem să ne spuneți tot după pauză și de la câte luni e bine să boteze copilul. Că am văzut acum fiecare botează copilul când își dorește, adică nu se mai ține cont că la o lună, la două, la trei, am auzit că și la un an. Și cel mai important, de ce este nevoie în ziua botezului ca părinți să se pregătească inclusiv în naștere? Și o să ne spuneți după pauză. Ne întoarcem.